A scris istorie la Suceava și vrea să reușească același lucru și la Giurgiu. Profesorul George Dumitru a apelat la ajutorul foștilor elevi de la Palatul Copiilor și CS Dunărea pentru a reînnoda o tradiție frântă în urmă cu mai bine de 3 ani, o formație de handbal masculin pentru seniori. La apelul antrenorului au răspuns prezent 18 tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, pasionați de handbal și dispuși să pună umărul la dezvoltarea acestui sport în Giurgiu. Aceștia au fost acceptați în organigrama Clubului Sportiv Municipal Dunărea, devenind a treia echipă de handbal a orașului, după formația de senioare și cea de junior 3. Gândurile noastre sunt de bine, să spunem, de a promova și a dezvolta handbalul în municipiu și județul Giurgiu. După cum știți foarte bine, mai avem și o echipă de junior 2 cu rezultate foarte bune în campionatele naționale și vrem să le oferim acestor copii posibilitatea de a juca în pentru municipiul nostru, pentru că ei sunt giurgiuveni GBG, își dau sufletul pe teren, joacă din plăcere, cu o mare voință de afirmare. În afara antrenamentelor care se desfășoară zilnic în sala de sport a școlii numărul 10, echipa a fost înscrisă în divizia B, zona sud, organizată de AMH București. Intrați mult mai târziu în competiție decât restul de 18 echipe din serie, giurgiuvenii sunt nevoiți să dispute într-o singură zi 2 meciuri. Deși componenții echipei au serviciu sau sunt elevi, pasiunea pentru handbal este atât de mare, încât aceștia, în puținul timp liber, preferă să vină constant la sală și să se antreneze. Ne-a plăcut de când am început. A fost plăcerea noastră, ne-am strâns ușor, greu, abia de acum colo începe, având în vedere că pregătirea fizică nu mai avem pusă la punct deloc și asta ne e foarte greu. Dacă nu era plăcerea asta pentru handbal, nu renunțam la timpul liber ca să ne odihnim, să fim odihniți pentru a doua zi la serviciu, mai ales, cum a spus și dumneavoastră, că nu avem beneficii materiale, plus de asta mai suportăm și noi câteva cheltuieli. Visul tuturor jucătorilor antrenați de George Dumitru este să promoveze în divizia A cu CSM Dunărea și chiar să evolueze în Liga Națională la o formație puternică. Toți cei care venim aici facem cu inima acest sport. Este și un sacrificiu și pentru mine și pentru colegii mei, mai mari sau mai mici. Eu, ca jucător, aș vrea să ajung în divizia A și mai sus Liga Națională, cu echipa, dacă se poate. Și asta numai cu ajutorul dumneavoastră și cu munca noastră. După 5 meciuri disputate în divizia B, CSM Dunărea Giurgiu a înregistrat 3 victorii și 2 înfrângeri, fiind pe locul 9 în clasamentul seriei, care numără 19 formații.